acest zbor după rege, după Hristos, după cer, vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 11 în dimineața aceasta, citim cuvântul acesta din Scriptură, stăm în rugăciune, cerând călăuzire, înțelepciune din partea Domnului să înțelegem cuvântul. Fiecare dintre noi ne vom ruga cu voce tare, rog pe fratele Alex German să vină în rugăciune de binecuvântare, minte și suflet, să înțelegem cuvântul. Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi munții voștri ca o pasăre? Căci iată, că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaune domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept. Iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Amin. Slavă ție, mulțumim! Mulțumim! Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi. Amin. Mulțumesc, vă rog să preocupați loc. Era o zi de alegeri când m-am dus la votare. Am urcat treptele clădirii și când am ajuns la rând, am fost întrebat. Numele. Moldoveanu Nicolae. A căutat și apoi mi-a spus. Dumneavoastră, nu aveți dreptul să votați, deoarece ați fost deținut politic și sunteți degradat civic. Atunci când m-au arestat, mi-au dat 12 ani de închisoare, confiscarea averii și degradarea civică. Prin degradare civică se înțelegea că omul nu mai avea niciun drept în societate. Nu putea să se angajeze, nu putea să dețină nicio funcție, nici măcar cea de portar. Am plecat din acea clădire, întristat. Și pe scări am spus, Doamne Iisuse, am fost să aleg oameni. Azi nu mai aleg pe nimeni, doar te aleg pe tine. Când am ajuns acasă, am aștenut cântarea pe hârtie, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. În orice zi, în orice clipă, căci tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Refrenul cântării, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu, te aleg mereu. Strofa a doua, Iisus, aleg de plin cărarea ta. Strofa a treia, Iisus, aleg cuvântul tău cel sfânt. Strofa a patra, Iisus, aleg iubirea ta de joar. Și strofa a cincea, Iisuse, din orice te aleg mereu, zi după zi, te știu mai bine, căci tu ești dragul sufletului meu, alt bun, nu vreau decât pe tine. Nicolae Moldovean, o scurtă mărturie din viața acestui om. În ziua aceasta, iubită biserică, mulțumim Domnului pentru libertatea religioasă. Mulțumim Domnului pentru libertatea de expresie, de exprimare. Mulțumim că Dumnezeu este bun cu fiecare dintre noi și trăim vremi de har, de libertate. Dar noi avem două cântări elective și trebuie să le cântăm nu doar în zi de alegeri, ci în fiecare zi a vieții noastre. Aceasta, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. Și a doua, te-am ales, scumpul meu mântuitor. Vreau dimineața aceasta să ne apropiem de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Într-un context al alegerilor și fiecare dintre noi să fim înțelepți în ceea ce privește situația aceasta. E foarte interesant și de apreciat, nu știu dacă știați,
În istoria Bisericii Baptiste, undeva în România, undeva la 100-120 de ani, înaintașii noștri, baptiștii, au învățătura aceasta, doctrina aceasta, în ceea ce privește separarea Bisericii de stat. Și au ținut cu dinții de ea. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem această învățătură. Ce înseamnă aceasta? Biserica Baptistă nu are de-a face cu statul. În ce sens? Statul nu se implică în biserică. Biserica Baptistă, de-a lungul istoriei, n-a primit și nu primește bani, fonduri, privilegii de la stat. Biserica Baptistă caută, da, să se administreze, să-și poarte de grijă în interes personal, administrativ și tot ce înseamnă. Și lucrul ăsta e de apreciat. De ce? Pentru că nu are legătură cu statul. Da, Biserica Baptistă împlinește cuvântul care spune: dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu. În ziua aceasta suntem chemați, da, să ne exprimăm un drept cetățenesc. Suntem cetățenii României și trebuie să ne exprimăm acest drept cetățenesc. Votul este un drept, dar este și o responsabilitate. Fiecare dintre noi suntem chemați să votăm cu responsabilitate. Și cred că se potrivește cuvântul acesta din Scriptură, ceea ce spunea Domnul Dumnezeu într-un context specific, în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. De ce o să avem nevoie? Și nu ne rugăm doar în zi de alegeri pentru România. Un credincios autentic, veritabil, este un credincios care își poartă țara în rugăciune. Se roagă pentru România. Și așa suntem chemați fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu, să-L arătăm, să-L prezentăm pe Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântare peste țara noastră. Aici, în România, în liniște și în pace, să ne putem închina înaintea lui Dumnezeu. Și aici, în România, în liniște și în pace, să putem câștiga pâinea cea de toate zile. Am citit în dimineața aceasta Psalmul 11 și vă vedea imediat cine vorbește cuvântul acesta și ceea ce aș vrea să zic în dimineața aceasta. În centrul Psalmului 11 se găsește întrebarea din versetul 3. Întrebare care spune astfel: când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Este o întrebare. Când se surpă temeliile, când se distrug, când nu mai funcționează lucrurile așa cum ar trebui să funcționeze, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Acel neprihănit, acel om care umblă cu Dumnezeu, acel om care se teme de Dumnezeu, acel om care poate se îndetnicește cu Scriptura, cu rugăciunea, caută să trăiască corect înaintea lui Dumnezeu, corect înaintea semenilor. Și când se surpă temelii, observați, întrebarea îl vizează nu pe cel nelegiuit, ci pe cel neprihănit, pe cel care trăiește, umblă cu Dumnezeu. Ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Temeliile sunt acele realități de bază ale vieții. Sunt acele fundamente rânduite, stabilite de Dumnezeu. Aș spune, ordinea stabilită de Dumnezeu. Găsim câteva exemple, cu siguranță că găsim. Familia. Familia este un fundament lăsat, rânduit de Dumnezeu. Familia, așa cum o găsim în Scriptură, în Cartea Geneza, în Cartea Facerii, este creată, binecuvântată de Dumnezeu și expresia aceasta nu la voia întâmplării, celula de bază a societății. Este familia. Un bărbat și o femeie uniți în legământ sfânt înaintea lui Dumnezeu, binecuvântat legământ de Dumnezeu, este chemat să fie o celulă de bază, un fundament rânduit, stabilit de Dumnezeu. O familie sănătoasă, o biserică sănătoasă, o societate sănătoasă. Dar dacă ne uităm în societate, ne uităm în jurul nostru, și să-mi spuneți că nu e așa, vom vedea că familia este atacată și o temelie de bază este surpată în zilele acestea. Diavolul vrea să distrugă familia. Și de asta auzim de divorț,
Și dacă altă dată în bisericile evanghelice divorțul era văzut ca o raritate și producea durere, părinții plângeau, biserica plângea pentru lucrurile acestea, astăzi parcă nu e așa, nici nu ne mai mișcă. Parcă nu ne interesează. Și mai grav, oameni care apreciază. L-ai lăsat? Ai lăsat-o? Bine ai făcut. Du-te înainte, lasă-ți Dumnezeu, îți ridică viața, îți construiește viața. Surparea temeliilor. Noi trăim în jur și vedem tot felul de anomalii cu privire la familie. Auzi, Gheorghiță cu Vasilică se pot căsători, pot forma familie și nu doar atât. Pot înfia și copii. Și-i tata 1 și-i tata 2. Vorbim astăzi de parteneriat civil. Vorbim astăzi de educație sexuală în școli. Vorbim de identitate de gen. El s-a născut fetiță, dar nu-i nimic. Poate să fie băiat. Poate să se comporte ca un băiat. Chiar dacă prin natura lui e fetiță. Vorbim de tot felul de sodomie, de răzvrătire, lucruri care se întâmplă. Și vorbim de o surpare a temeliilor. Vă mai dau un exemplu. Justiția. Justiția, Dumnezeu a lăsat oameni care să împartă adevărul și să facă dreptate în societate, să dea legi pentru națiune, pentru pace, pentru prosperitate. Dar astăzi, ce fel de legi se dau? Astăzi, corupție, legi date pe întuneric, cunoașteți expresia aceasta, da? Noaptea ca? Totul dat și făcut împotriva voii lui Dumnezeu. Educația. Moralitatea, respectul față de autoritate, integritatea și exemplele ar putea să continue. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Noi avem vorba asta, de multe ori o auzim, chiar din gura credincioșilor, și anume, scopul scuză mijloace. Adică, ce înseamnă asta? Nu prea contează, da, mijloacele. Nu contează pe unde ei. E bine să te uiți la final, la scop, ceea ce vrei să țintești. Numai că scopul nu scuză mijloacele, ci dimpotrivă. Scopul dictează, determină mijloacele. Astăzi ne uităm în jur și sunt asediate, atacate, familia, justiția, educația, moralitatea, respectul față de autoritate, biserica este atacată, integritatea, identitatea este atacată. Și când ne uiți la toate acestea, poate ne unim cu autorul psalmului, cu David, și spunem și noi întrebarea aceasta. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Ce viitor are biserica în societatea aceasta? Ce viitor are familia în societatea aceasta? Ce viitor au copiii, pruncii noștri, generația care vine după noi în societatea aceasta? De multe ori auzim, dar lumea e mai bună, se va face mai bună, nu se face mai bună. Citesc în cuvânt și trăim vremurile din urmă. Și lumea va merge din rău înspre rău. Și cu toate acestea, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Vreau să ne uităm în cuvântul acesta și să luăm învățătură fiecare dintre noi. Trei acțiuni pe care le poate face cel neprihănit. Ce poate face cel neprihănit când se surpă temeliile? Să caute scăparea la Dumnezeu, versetul 1. La Tine, Doamne, găsesc scăparea. Ce poate să facă cel neprihănit când se surpă temeliile? În al doilea rând, să conștientizeze statornicia lui Dumnezeu, versetul 4. Domnul este în templul lui cel sfânt. Și ce poate să facă cel neprihănit când se surpă temeliile? Să cunoască scopul, pentru că există un scop. Atât pentru cel neprihănit și un scop pentru cel nelegiuit. Haideți să le luăm pe rând. Întâi de toate, caută scăparea la Dumnezeu. Versetul 1. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? David, cel care scrie psalmul acesta, încă de la început își prezintă soluția la criza ce urmează să o prezinte. David spune întâi soluția și apoi dezvoltă problema. Și David spune, la Domnul găsesc scăpare. Atunci când temeliile se surpă, soluția nu este să fugim în stânga, în dreapta.
Soluția nu este să ne ascundem capul, așa cum face struțul în nisip. În situațiile acestea contemporane, problemele contemporane, soluția este să venim la Dumnezeu. La Domnul găsesc scăparea, Dumnezeu este scăparea. Într-un context ca acesta, izolarea nu-i răspuns, nu-i soluție. Ofertele lumii nu soluții, ci soluția prezentată și arătată în cuvântul lui Dumnezeu este aceasta. La Domnul găsesc scăpare. Încrederea aceasta în Dumnezeul atotputernic de a înfrunta crizele spirituale, crizele sociale, crizele ce țin de sufletul nostru împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este scăparea noastră. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Dumnezeu nu este luat prin surprindere de ceea ce se întâmplă în România, în Europa, în universul acesta. Dumnezeu știe foarte bine și de aceea Dumnezeu este scăpare. Dumnezeu este adăpost, Dumnezeu este sprijin, pentru că El este Dumnezeul atotputernic. Observați, David spune, ofertele celor din jur nu mă interesează. Spune David, versetul 1, partea 2, cum puteți să-mi spuneți? S-a întâmplat atunci? Se întâmplă și astăzi. Alții care vin și spun, fugi în munții voștri, da? Ca o pasăre, să scapi viața, să găsești soluții în altă parte, să cauți scăpare în altă parte, la familie, la prieteni, în bunurile materiale. În psihologia vremii, David spune nu, nici chiar complotare, versetul 2, căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns celul cu inima curată. Și asta e tactica celui rău. Observați aici această progresie. Da? Și încordează arcul, își potrivesc săgeata ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată. Și când te gândești la David, la ceea ce a suferit el, la ceea ce a experimentat în viața lui, se cade să scrie acest cuvânt inspirat de Dumnezeu. Și vă dau doar un exemplu, 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6. Spune cuvântul acolo că David era împreună cu oamenii lui. Se întorc la Țiclag. Și între timp, amaleciții năveliseră și au luat pradă nevestele, copiii. Spune cuvântul acolo că au nimicis cu desăvârșire, au ars Țiclagul. Era o perioadă de criză. Nu mai știau ce să facă. Ne spune Scriptura acolo că au plâns până n-au mai putut plânge. O situație de joală, o situație de criză. Auzi să plângi până nu mai poți plânge. Nu știu cum e starea asta. Și cei din jur se uită unul la altul și David era în mare strâmtorare. Spun, Davide de vină, din cauza lui se întâmplă toate acestea. Să-l ucidem cu pietre. Dar știți ce ne spune cuvântul acolo? Spune cuvântul 1 Samuel, capitolul 10, versetul 6. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. De aceea David este în măsură să zică, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Ar putea să facă, și anume, să caute scăparea la Dumnezeu. Dumnezeu este scăparea noastră. Atunci când temeliile se surpă, atunci când apar momente de criză, atunci când nu știi ce să mai faci, scăparea este la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu. Dumnezeu este răspuns, Dumnezeu este adăpost, Dumnezeu este sprijin. Dumnezeu spune prin cuvânt Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua când? În ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu rămâne izbăvitor. Dumnezeu rămâne adăpost și scăpare pentru orice credincioș care își pune încrederea în El. La doilea rând, o a doua acțiune. Conștientizează statornicia lui Dumnezeu, versetul 4. Dumnezeu este statornic. Dumnezeu este neschimbător. Dumnezeu este acela care își arată statornicia. Iacov, capitolul 1, versetul 17, ne spune orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus,
coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Un Dumnezeu statornic, în cuvânt, în caracter, în promisiuni. Da, oamenii sunt schimbători. Oamenii promit, dar nu se țin de promisiune. Dumnezeu nu este așa. Politicienii, da, într-o perioadă ca aceasta, promit multe. Că fac, că drec, și asta e tare interesant, îi vezi într-o dată că își fac cruce, au pe limbă Doamne ajută, au Scriptura, sunt foarte religioși, în perioadă scurtă, dar după aceea, sau înainte, ce au făcut? Dumnezeu nu este așa. Spune Scriptura că Dumnezeu este. Îmi place mult expresia aceasta din versetul 4, Dumnezeu este. Dacă ar fi și David ar fi scris doar atât, ar fi fost suficient. Dumnezeu este, spune mult. Dumnezeu este. Nu ne vorbește de un Dumnezeu al trecutului. Nu ne spune autorul, a fost cândva mare și tare. Nu ne spune Scriptura că va fi cândva în viitor. Ci Dumnezeu este. Acum, prezent, real, plin de viață, plin de putere. Dumnezeu este. Dar în ce este statornic? Cuvântul ne spune. Dumnezeu este în ce? În templul lui cel sfânt. Dumnezeu este statornic în sfințenie. Și sfințenia este atributul moral al lui Dumnezeu. Dumnezeu care sfințește, Dumnezeu care este pur, Dumnezeu care strălucește în integritate. Habacuc spune în cartea lui de prorocie, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu plin de integritate. Isaia, când are vedenia aceasta în capitolul 6, îl vede pe Dumnezeu sfânt de 3 ori. Un Dumnezeu care strălucește în sfințenie. Psalmul 93, versetul 5, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul și cât vor ținea vremurile. Asta îl caracterizează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă în atributul acesta. Permanent, pentru veșnicie, El este și rămâne sfânt, integru. Și încă un lucru interesant. Dumnezeu nu-și negociază sfințenia și nu-și coboară standardul de integritate. Indiferent de generație, indiferent de regimul de guvernare, Dumnezeu își păstrează standardul de sfințenie, statonicia sfințeniei. Dar observăm aici și suveranitatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este statornic în suveranitate. Le spune cuvântul, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Dumnezeu care domnește. Autorul David îl prezintă pe Dumnezeu ca cel care stă pe tron. Cel care are toată domnia. Cel care are toată stăpânirea. Cel care are totul în control. Dumnezeu care are acces oriunde în univers. În raport cu timpul, El este etern, El este veșnic. El transcede istoria, El conduce istoria, toate lucrurile sunt dirijate de El. Așa cum spune Psalmul 115, versetul 3, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care domnește, care stăpânește. Și asta ar trebui să știe orice credincios. Orice om neprihănit, atunci când se surpă temeliile, atunci când apar crize în viața de familie, în biserică, în societate, să conștientizeze statornicia lui Dumnezeu. Dar mai văd un lucru aici, versetul 4, parte de final. Este această preocupare a lui Dumnezeu pentru oameni, această supraveghere pe care o arată Dumnezeu pentru oameni. Versetul 4 ne spune, partea de final, ochii lui, observați, nu a arhanghelului, a îngerilor, spune ochii lui, ochii lui Dumnezeu, privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Este această preocupare a lui Dumnezeu, această privire cu atenție, acest interes, această verificare, această evaluare a lui Dumnezeu. Putem conta pe statornicia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sfințenia, suveranitatea, dragostea, purtarea lui de grijă sunt statornice pentru cei credincioși. În final, aș vrea să ne uităm la
cunoașterea scopului lui Dumnezeu. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel împihănit? Da, să caute scăparea la Dumnezeu. Să conștientizeze statornicia lui Dumnezeu, dar în final să cunoască scopul lui Dumnezeu. Versetul 5 și versetul 7. Versetul 5 spune, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Versetul 7, Domnul este drept, iubește dreptatea, cei neprihăniți privesc fața Lui. Acum citim Scriptura și înțelegem din Scriptură, scopul suprem al lui Dumnezeu este gloria lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 11, versetul 36, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Dar Dumnezeu este Cel care încearcă, îngăduie chiar și surparea temeliilor cu un scop. Atât pentru cel neprihănit, cât și pentru cel nelegiuit. Pentru cel neprihănit, scopul care este? Este pregătirea. Pregătirea pentru veșnicie. Observați, spune cuvântul că Domnul încearcă. Nu este scutit neprihănitul de încercare. Domnul încearcă pe cel neprihănit. Dar versetul 7 ne spune care este scopul ultim. Cei neprihăniți privesc fața Lui. E vorba de această pregătire pentru veșnicie. Și nu e așa. Prin încercări, prin necazuri, prin crize, prin lupte, Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Avem nevoie de crize, de încercări, de necazuri. El ne ajută, poate în criză, în încercare, să ne smerim, să ne pocăim, să ne curățim, să ne sfințim. Dumnezeu îngăduie surparea temeliilor cu un scop, să ne pregătească pentru ce. Scopul final este să-L vedem pe Dumnezeu, așa cum spune Psalmul 16, versetul 11, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, pocăitul credinciosul, acolo trebuie să ajungă. Înaintea feței lui Dumnezeu, să vadă fața lui Dumnezeu. Și înaintea feței lui Dumnezeu sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta lui Dumnezeu. Și de asta de multe ori e boală, e suferință, e necaz, e criză, pentru că Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea să ne curățim, să ne sfințim, să ne pocăim, să ne apropiem mai mult de El, pentru că vrea să ne aducă în prezența Lui, în fața Lui, acolo unde sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Dar textul nu se termină aici. Textul ne vorbește că și cel nelegiuit are un scop. Și scopul pentru cel nelegiuit este pedeapsa. Versetul 5, partea de mijloc, și versetul 6 ne spune lucrul acesta. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sinecia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Scopul pentru cel nelegiuit este pedeapsă. Dumnezeu îi pedepsește. Silnicia înseamnă violență. Cel care lucrează cu agresiune, cel care surpă, cel care distruge. Când ne uităm la elementele acestea, cărbuni, foc, pucioasă, surf, toate acestea sunt elemente ale iadului. Și vine versetul 7. Și poate ne ridicăm întrebarea aceasta, de ce, Doamne, toate acestea? Versetul 7, prima parte, ne dă răspunsul. Căci Domnul este drept. Iubește dreptatea. Nu știu dacă ați observat în Scriptură adevărul acesta. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Este un Dumnezeu care iubește neprihănirea, cinstea, corectitudinea. Dar Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care urăște, disprețuiește. Urăște minciuna, urăște hoția, urăște corupția. Un Dumnezeu urător, un Dumnezeu care urăște, disprețuit, nu poate să vadă lucrurile acestea. Pe drept răsplată, spune cuvântul că va pedepsi, în dreptatea Lui va pedepsi pe cei ce distrug temeliile, ordinea stabilită de Dumnezeu. Vreau să închei în dimineața aceasta. Nu știu dacă ați fost la vot încă, mai avem timp până de seara la 21, dar indiferent, cât că este bine fiecare dintre noi să înțelegem
Un psalm scris cu 3000 de ani în urmă. Dar atât de actual pentru vremurile noastre, nu-i așa? Atât de relevant pentru societatea noastră. Trăim vremuri când parcă nu mai este bun simț, nu mai sunt principii, nu sunt valori. Familia, biserica este atacată. Și într-un context ca acesta, ce trebuie să facem când se surpă temeliile? Cuvântul ne dă răspuns. Să căutăm scăparea la Dumnezeu. Să conștientizăm statornicia lui Dumnezeu. Și să cunoaștem scopul. Există un scop pentru cel neprihănit și există un scop pentru cel nelegiuit. Rugăciunea în dimineața aceasta, în ziua aceasta și nu mai astăzi, este să fim oameni, Dumnezeu să ne ajute, să fim oameni care să clădim pe temeliile sfinte, pe temeliile adevărate, pe aceste valori pe care ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Nu să fim oameni care surpă, distrug temeliile, ci să fim oameni care zidim, care întărim, care lucrăm pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, Domnul să se îndure de România și toată slava să fie a Lui. Amin.